Mișcarea Tineretul Urmașului Ștefan împreună cu Mișcarea Națională Voievod am relansat de fapt panglica lui Ștefan cel Mare, care include două simboluri. Este vorba despre Sfântul Gheorghe, care a fost mereu pe drapelul de luptă al lui Ștefan cel Mare, și sub acest drapel Ștefan cel Mare a învins în zeci de războaie, și este simbolul central al Moldovei, este capul de bour, care este și actualmente pe drapelul Republicii Moldova. Deci este panglica lui Ștefan cel Mare, care ne amintește nouă despre istoria glorioasă a țării noastre. Noi recomandăm tuturor să poarte această panglică în cadrul sărbătorilor naționale, că este vorba ziua independenței, ziua limbii moldovenești, că este vorba despre alte sărbători naționale, inclusiv 9 mai, ziua victoriei. Este un simbol care ne unește pe toți moldovenii, cei care ținem la Republica Moldova și la istoria ei glorioasă, care are aproape 7 secole. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.